simt că am bape. Toată lumea când mă vede pe stradă strigă, ăsta e. Vă distrez pe toți când vă dau cu trapul, dar și cu manelele. Zici că-i gheboasă la fața de broască, yeah. Kylian Mbappé. Poate n-au fost cele mai bune versuri, dar eu nu sunt la festival să vin să educ copii. Un om căruia e frică că copilul lui o să n-o să mai fie educat și că îi stric eu educația, este un părinte care, cum să vă zic, da, nu are grijă de copilul lui cum trebuie, pentru că eu nu sunt să educ copiii. Ai crescut la orfelinat până la un moment. O parte mică din viața mea am crescut acolo, da. Am stat acolo, cred că un an de zile. De la cât la cât? Cred că de când m-am născut, de la 1-2 până la un an și ceva. Da, de ce? Pentru că mama mea nu m-a vrut, mama mea m-a dat statului, tatăl meu era închis și nu avea nimeni drepturi asupra mea. Să rămână domnul Ciotacu, chiar dacă eu n-am luat bacu. Asta e clar. Am venit aici la voi să mă distrez iar cu voi. Ia uși cum spune, la România TV, stop toate canalele. Când e gheboasă cu noi, că e șeful printre noi. Bine mă, România TV, suntem power! Mulțumesc frații mei că ați fost alături de mine. Cred că sunt cel mai bun exemplu că se poate reuși și că poți pleca din noroi dacă vrei să reușești. Gheboasă șmecheroasă a fost lângă voi. Vă iubesc din suflet. Sunt cel cu un exemplu și mulțumesc tuturor oamenilor care au vorbit foarte frumos de mine. Acesta a fost Gheboasă și vă mulțumesc din suflet.